Bine m-a regăsit, prieteni. O să încep cu concluzia. Ar fi cazul să vindem tot, să ne luăm catrafusele și să plecăm naibii din semițara asta. Nu naibii, dracului. Da, asta este o semițară pe care doar geografia o mai ține minte, că trebuie să scrie și aia care fac manuale o ceva în dreptul, nu știu, Carpaților. Da? E o țară clandestină în istorie, se vede după ăștia șmecherașii care ajung la guvernare, se vede după poporul care aduce șmecheraș la guvernare, să nu mai intrăm tot în paradigme de asta, vai poporul sărac, nu poporul sărac, cu săracul prostul care alege proști. Da, nu zic de popoare, zic de indiviz. Și prostul nu este acel prost plenar care nu știe suma lui Gau sau Maiorița Pederos. E prostul care ajunge în vârful unei țări, unei companii și după aia se uită cu un ochi la buzunarul lui și cu un ochi la bănuții tăi și spuneți-mi dacă nu se întâmplă cumva asta. Da, peste tot porcării. Adică, băi, se amendează performanța în țara asta. Ai o companie, o firmă mică, acolo e bătaia, da? Ai cumva o marjă de profit de 30%, adică ești deștept, îți bați capul, înveți în continuu, nu dor nopțile și ai profit. Vine statul și spune, băi, să-mi dai și mie 16% de acolo. Scurt, da? Singura țară din Europa, din lumea civilizată, în care salariul minim, pe care îl plâng ăștia socialistoizii și liberoloizii de la guvernare, cum că vai, săraci aia cu salariul minim, singura țară din lumea civilizată suntem noi, România, nu-i așa, care impozitează salariul minim cu 42%. În țările civilizate, salariul minim nu se impozitează sau se impozitează extrem de puțin. Bun. Sau ai muncit să-ți faci o casă și vrei să o vinzi, bă, stai să-ți spui, vine statul, Ceaușist, stâmpit, cretinoid, și zice, dă și mie 5% din cât vinzi. De ce să-ți dau, bă, statule? Bă, dacă mi-ai spune, uite, avem un efort de război sau de înarmare, că nu-i război, da? Să vină, pe Ciolacu nu mai crede nimeni, nici pe Ciucă, dar să vină unul, un om de pe stradă, da? Să vină să zică, domnule, trebuie un efort de înarmare pentru că rușii, ca musca asta idiotă care îmi stă mie pe chelie, da, sunt la graniță și ar trebui să-i punem cu botul pe labe și avem nevoie de bani pentru înarmare. N-am nicio problemă. Băiete, mărește impozitele. Da? Sau să vină altul decât Ciucă și Ciolacu, da? Să vină să ne spună, și nu mai vorbim de auriș, că n-au ce căuta pe aici, ok? Să vină să ne spună, băi, trebuie o autostradă așa de la Sighet până la Megidia și de la Târgu Frumos până la Lugoj, trebuie niște spitale regionale din alea 8 pe care le promiseseră ăștia alți, trebuie băgați bani în educație, în asta, mărește impozitele, n-avem nicio problemă. Dar când vezi că tu ai aproape 200 de secretari de stat, 200 de secretari de stat și gândește că Olanda, care are populație mai mare decât noi, are 9. Da? Franța, cu de 3 ori populația României, are 27 de secretari de stat. Bă, România, care e bogată, săracilor, da? Șmecherașilor, tâmpiților din Occident, bă, noi avem 200, bă. Bine, acum scădem, sau zicem că scădem numărul secretarilor de stat și știi cu cât scădem? Cu cât o plecat tu de mereu de la guvernare. Adică, dă-mă bani aici, dă băi cetățean român că-ți trag o șut în gură, eu sunt statul român și dacă vreau, fac și copii în locul tău, mă. Da? Adică statul român este acel stat menit ca să te rimă la bătută. Rimă la bătută, bătută românească. Țurai, țurai și țurai. Ia nu vrea, da, și vezi cum ai. Da? Adică totul e pe pile, bă. Totul e pe pile începând de la ce vrei tu în economie. Da? Uită-te că e mult mai confortabil în România să fii ori funcționar la stat, ori asistat. Bă, cum ești funcționar la stat sau asistat, vine statul și îți dă. Nu contează de unde. Ia de la ăla care muncește, fraierul. Da? Tâmpitul ăla care muncește. Bun, îs 1200 de companii de stat. Probabil nici măcar 100 nu au profit. Alelalte 1100 stau și nu plătesc taxe statului. Adică statul nu-și plătește taxe lui și după aia vine și zice, dar de unde se iau bani? De la fraierul ăla care plătește taxe. Știți ce o să fie? Băieți, până la urmă o să lucrăm la negru. Dacă nu plecăm din țară. Există posibilitatea, de exemplu, ai un văr, ai o rudă prin Spania, prin Italia, prin Franța, prin Germania, Finlanda, etc. Bă, fă-ți o rezidență acolo și, domnule, plătesc taxe acolo. Pentru că, dincolo, taxele-s mai ok. Mai fluidă birocrația. Și stai aici și, uite, le dai cu flit. Da, plătești o asigurare de aia privată, că nu-i 50 de euro pe lună, și ai gătat povestea. Decât să stai, îți dai seama, la mila unora
care au lucrat doar la stat, dacă au lucrat doar la stat, sau au lucrat de la 37 de ani în sus. Da? Sau la gafele unuia ca ăla de la Buzău, de l-a adus ministrul de finanțe, a greșit bugetul cu 20 de miliarde, acum gaura e de 58 de miliarde și în loc să plătească generații după generații, da? Pe numele lui, se duce băiatul la Olguța, la Craiova și ce vreau să fiu și eu deputat mâncațaș, că-s din Buzău acolo de la Ciolacu, de la șmecherașul ăla, știi tu, ăla că are umblat cu mașină de second hand, știi? Nu pățește nimic. Bă, băiatule, eu cred că pe timpul lui Ceaușescu sau într-o țară normală erai deja în fața judecătorilor. Pentru că nu poți să-mi spui că și greșeala e politică. Tâmpenia nu este de dreapta sau de stânga. Tâmpenia este o chestiune matematică atunci când este vorba de buget. Da? Eu nu cred că nu există în codul penal, sau sper să existe, chestiune de asta de suminare a economiei naționale. Nu poți să vii să-mi spui, domnule, am greșit cu 20 de miliarde, radeți economia privată, dă-i dracului de privați. Da? Lasă că ne băgăm noi pilele. Pilele omoară, bă. Pilele omoară, pilele ne duc știi unde? Pe prime time-ul, pe breaking news-ul televiziunilor lumii. Și vă dau o chestie de pile. Unde avem noi pile? La spitale, pile de partid. La școli, pile de partid. Băi, românule, românurile, da? Vreți într-adevăr popor educat, popor sănătos? Hai bă să nu ne mai mințim. Hai dracului să... Zi-mă cât costă, cât dai pe casa mea, da? Vreau să vând, să plec dracului în altă țară, ok? Tu cât, cu cât vinzi casa? Vă vindem și lăsăm pe ăștia, bă. Îi lăsăm pe ăștia, n-au nicio treabă, băieți frumoși, deștepți, pensii speciale, își plătesc unui altuia pensiile speciale, muncesc tot la stat, nu știu ce vor fi în zile de salariu, că de la stat din ștampile. Nu se fac bani. Se fac de la fabrica de cuie, de la privat, de la gatere, de la fabrica de automobile, de la ăștia privații, de la zugrav, de la tencuitor. Înțelegi? Ia stai să vedem, bă. Ia să o luăm așa, ca să înțelegeți despre ce-i vorba. Da? De la spitalul ăla din Urziceni, un spital care are încrengături politice peste tot și care n-ar fi trebuit să existe niciodată. Și o luăm așa, ca să înțelegeți ce înseamnă pila, mai întâi, ziare.com. Femeia care a născut în fața spitalului este surdomută și de etnie romă. Ce zice Gelu Duminică? Dacă era fica sau nevasta vreunui ștab, ștăbălău, i-aș spune eu, avea spitalul la deștu mic. Asta se întâmplă, băieți. Asta se întâmplă în spitale de-astea de 3 lei, puse acolo doar ca să... cu primarul penelist, care cum s-o demită pe doamna aia? Doamnă care e manager de spital și a venit de la contabil de la o fermă agricolă, ceva în genul ăsta. Da? Ce-mi agricultura, ce-mi coprocultura? Nu-i așa? Ia să vedem. Sorin Ioniță. Spitalul ăla din Urziceni este clasificat categoria 4, adică penultima. Adică nepregătit să ofere altceva decât servicii medicale de bază și este subordonat primăriei PNL, condusă de un mic baronel local. Nu are echipă completă de medici și linie de gardă, pentru că nimeni nu vrea să se angajeze acolo. O primărie cu profil și capacități mai curând rurale nu poate face mare lucru într-un domeniu atât de specializat și costisitor ca medicina spitalicească. În 2011, când ministrul Ceche Otilo a întocmit o listă de spitale vizate de desfințare, adică transformare în centre medico-sociale, foarte necesare și mai aproape de ce pot livra ei realist pe plan local, au sărit de fund în sus toate microgrupurile locale de interese, plus PSD Ariparafila, plus ideologii isterici de serviciu. În anii următori, Ponta a rebotizat spital o parte din ce fusese reclasificat în jos, ca să satisfacă primarii din partid, care au, iată, unde pune și ei manageri cu lefuri babane. Mai departe, consecințele sunt astea care se văd, pentru că preferăm să ne mințăm frumos și să ne gâdilim orgolii locale, pe bani grei, ca și când ai putea face medicină reală în spitalele astea Potemkin, fără medici, care arată ca pe vremea lui Cehov. În loc să mai ai multe servicii medico-sociale de bază, dar funcționale, inclusiv rețea de moașe calificate, sistem de urmărire a cazurilor sociale în general, plus tratament ambulator, plus un sistem de acces rapid la spitale județene bine echipate când e nevoie.
Dar nu, de ce să facem noi chestii simple, ieftine și eficiente, dacă care nu fac titluri în presă? Nouă ne trebuie investiții simbolice, de prestigiu, care să se vadă de departe în campanie și unde să se taie panglici, chit că nu-i nimeni să lucreze în ele. Cei care mor în consecință sunt firește localnici de acolo, păcăliți de politicieni, că au totuși spital în localitate. Dar stai așa că vine acum beizadeaua de lux Rafila, copilul umefistanului feudal, pus să țină perdeaua boierilor medicali și face el ordine la urziceni, ne explică unde-i hiba. Înțelegeți? Înțelegeți, tovarăș. Adică vorbim despre o șmecherie. Vai să nu desființăm spitalul, că ce o să pățească primarul acolo dacă îi sare lumea în cap? Gândiți-vă că în Occident nu în fiecare localitate de asta, cum e urziceniu, există spital. Da? O să explice imediat, mult mai bine decât mine, un domn care cunoaște sistemul și pe care o să-l pun aici frumos să vadă toată lumea despre ce e vorba. Pentru că dacă zicem că există bani mulți în sănătate, de fapt nu, băieți, există o gaură imensă prin care se scurg. Da? Adică discutăm despre spitale care nu s-ar califica nici măcar pentru bordeluri de alea de, nu știu, de secol XVII. Înțelegeți? Mergem și explicăm. Bun? Ia să vedem. Ce zice Gachi? Gabriel Gachi. M-am uitat pe site-ul Spitalului Municipal din Urziceni. O scurgere uriașă de fonduri publice. Au 127 de paturi. Deci nu e un dispensar dintr-un sat uitat de nume. Știți cât se decontează de la stat pentru 127 de paturi? Au 23 de paturi de ginecologie și o femeie n-a putut să nască într-o clinică pentru că nu era medic. La 23 de paturi. De ce să mai ții 23 de paturi dacă n-ai serviciu de gardă la ginecologie? Au o groază de specializări care figurează pe hârtie, de la chirurgie vasculară până la diabet și endocrinologie, pentru care se decontează lunar cazuri rezolvate. Câte cheltuieli sunt fictive într-un spital în care o femeie nu e primită să nască? Spitalul are 28 de medici și 91 de asistente medicale. Tot personalul trece de 150 de angajați. Fondul de salarii depășește 4 milioane de euro pe an. Tot bugetul depășește 6 milioane de euro și o simplă femeie nu poate naște la niște cheltuieli publice de 6 milioane de euro. La ce cazuistică reală a unor urziceni, probabil cu 4 cabinete, o sală de operații și 20 de paturi, ai rezolvat toată problema. Cu 400.000 de euro pe an, nici n-ai ce face. Da? Vă dați seama ce spălătorie de bani, de fonduri publice, e spitalul din Urziceni, unde singurul tratament este ambulanța către Slobozia sau București. 150 de oameni care stau într-un spital de stat consumă energie electrică, agent termic, consumabile, hrană, aparatură și instrumentar și care nu prestează acte medicale decât pe hârtie. Iar România pierde miliarde de euro cu tot felul de spitale orășenești unde nu se tratează nimeni, pentru că medicii fug de pacienți, dorindu-și doar să stea sub umbrela statului și să consume salarii și resurse până la ultima picătură. Iar România întreține această fraudă inepuizabilă, pentru că orice reformă ar însemna dispariția clasei politice. Reforme spitalele, pierzi voturile angajaților bugetari. Faci reforme, îți pierzi funcția de ministru sau de parlamentar și nu mai poți fura la rândul tău, după același tipar ca asistenta medicală din Urziceni. Această gaură continuă din România, dar nu se va termina decât printr-un faliment. Până atunci nu se va opri nimeni. Ca să înțelegeți, băieți, ca să înțelegeți despre ce e vorba, dar practic noi nu avem chef de reforme. Noi am intrat în Uniunea Europeană să ne dea aia bani, să vină ăștia cu partidele vechi la guvernare, da? Să toace cât pot să toace și după aia împrumutăm. Când nu mai putem împrumuta, că se uită ăia, bă, dar tu ce ești, băi, tu ești tâmpit, băi, românurile, da? Cum poți să iei guvernat la dobânzile astea? Și atunci ne uităm către privați, ați îndrăznit să fiți antreprenori? Păi te rad. De ce ești, bă, antreprenor? Ia dă tu niște bănuți. Doamne, păi stai că eu muncesc pentru ei. Cum îndrăzniți, bă, să faceți bani în România fără noi, fără să împărțiți cu noi? Știi că există, dar nu, deja nu-i mai banc chestia din România. Tu știi de ce hoții de buzunare iau mereu pedepse mari? Pentru că le fac concurență politicienilor, mă. De aia. Cum poți să faci concurență unui politician, mai ales din răsta ajuns la guvernare, neînțelegând absolut nimic din economie, aducându-și prieteni de la Buzău,
da, să fie miniștri de finanțe la lei, dau ei o gaură de 20 de miliarde la lei și după al trimiți, bă, dacă ai făcut praf lei, hai să faci praf și euroi. Dă-i dracului de europeni, că ăștia ne dau bani, nu ne lasă să falimentăm. Suntem în Uniunea Europeană, să vezi numai că o să ne ajute, ne dau. Noi putem face ce vrem. Nu ne pot da afară din Uniunea Europeană, din NATO nu că au nevoie de noi cu Marea Neagră, deci putem face, ne putem scoate coada și prin față și prin spate. Asta e tată. Da? Și te gândești după aia, da? Și cum mai faci poporul sănătos? Păi trebuie să-l faci prima dată educat. Și o să-ți dau un exemplu. Da? Medic, cabinet, privat, concurs de asistente, au venit 12 mândre, decolteu, sclipici. Dragă, ați făcut, știi să faci injecție? Da, domn doctor. Experiență? Da, domn doctor. Perfuzii? Da, domn doctor. Cine vrea să-mi pună mie? Da? O branulă? 10 s-a dat în spate. A venit o mândruță și a vrut să pună branul. Aoleo, stai mândră că mi iese acu pe partea altă, la revedere, pa. Până la urmă s-a angajat o doamnă care are experiență, 60 ceva de ani, stă acolo că își mai ia niște bănuți la pensie și când își deschide fiul ei cabinet, o să meargă acolo, că deocamdată e doar rezident. Dar despre asta este vorba. Știi că merg în înlănțuite toate chestiile astea. Nu bagi în sănătate, nu bagi în educație, nu bagi în educație, nu bagi în sănătate. Nu mai vorbim de celelalte chestiuni. La cultură ai văzut că l-a pus pe ăla de la Cancan, da? Ziarist de Cancan. Altă ziaristă de Cancan, nevasta lui Nicolice, a ajuns mare și ștăbălaie pe acolo, pe la industria gazului, la stat, în mod evident, se ocupă de chestii esențiale. Eu mă întreb, dacă nu erai nevasta lui Nicolice, erai acolo? Da, despre asta niciun procuror nu întreabă. Pentru că în România nu se face pușcărie pentru asemenea lucruri. Încearcă să faci asta într-o țară civilizată. Că-ți vin mascații la ușă. Nu, la noi nu se face chestia asta, că nu ne este frică de nimic. Nu-i așa? Bun. Și după aia vine valul de taxe și impozite. Vine valul de taxe și impozite și eu mi-amintesc cu lacrimi în ochi și prin dosul camerei de... Prin osul recunoștinței vrea să... Sau prin osul recunoștinței, luați trei cuvinte, da? De domnul Ciolacu, care ne spunea cu o voce blajină, lirică, parcă vorbea despre poezii patriotice. Domnule, în 2022 noi nu putem crește, vai, dar cum să creștem impozitele? Nu dorim taxe noi. Măriri de taxe și impozite, mai ales într-o perioadă de criză, trebuie să avem un sistem fiscal european și din scremerile acelui domn. Și dă-i, te rog, pozăul mare să-i văd moaca, da? Adică are, uite-te ce... Băi, tată, bă, parcă-i Che Guevara pornit acolo într-o bancă să zică la aia, băi, nu măriți impozitele, că vă ia mama dracului, lăsați taxele în pace. Doar că domn Ciolacu ne-a băgat la dracu. La dracu, pentru că, ce să vezi, discutăm despre niște lucruri foarte frumoase care se întâmplă într-o țară din care vrei să pleci, chiar dacă nu te-ar lăsa inima. Da? Și punem aici, ia să vedem, niște, da, mesaje. De dimineață l-am primit. Că am mai povestit despre asta. Bună dimineața! Voi ciudat se întâmplă în România, este incredibil, de exemplu, ca într-o primărie să fie atâția angajat, atâtea funcții inventate în situația în care există comune sub 700 de locuitori. Mă gândesc cu groază ce se va întâmpla pe viitor cu oamenii care dețin o casă, un teren, când încep să majoreze ăștia puternic impozitele, taxele locale, ca să-și asigure numai salariile acestor indivizi. Sănătate, spor în toate, eu o să vă spun și drum bun! Da, mă duc un pic mai departe de la domnul Rochianu, care ce o chestie, grevă fiscală până la eliminarea companiilor de stat cu pierderi, până la înjumătățirea mamutului bugetar politic. Asta ar trebui. Pur și simplu, dar antreprenorii de la noi au o problemă cu asocierea. Băiete, să-ți explic o treabă, antreprenorule, dacă ne unim cu toții, și suntem probabil vreo 500.000 sau 1.000.000 de antreprenori, mici și mari. Și în momentul în care ți-ai făcut o asociație cu 500.000 sau 1.000.000 de antreprenori și te duci și te uiți odată așa, nici nu trebuie să intri în birou, numai atâta te uiți la guvern, dar peste ochelari, le îngheață turturelul. Înțelegi?
pur și simplu le îngheață pentru că spui, băi, nu știu cum faceți, de luna viitoare, dacă vreți ne închideți, ni se rupe, amendați-ne, dați-ne în judecată, asta este, băgăm în faliment tot, să vedem de unde plătiți. Grevă fiscală, tată. Nu pentru că am vrea să intre România în faliment, ci pentru că am vrea să vă vină mintea la cap, dacă mai aveți. Cap aveți, minte nu prea, ok, da? Poate că înțelegeți și voi ce înseamnă și de unde vin banii, da? Poate că înțelegeți ce înseamnă antreprenoriatul. Că voi degeaba plimbați ștampile și hârtii prin birouri, că de acolo nu ies bani. Ies bani dacă eu cu fabrica mea de cuie, vând cuie. Dacă eu cu fabrica mea de mobilă, vând mobilă. Dacă nu mai vând mobilă, nu mai vând cuie, voi luați. Cum e chestia cu UE? Uniunea Europeană. Luați bani de la, nu la fabrica de cuie, ci de la UE. Uniunea Europeană, suie, duduie, multă chestie cu uie. U, de la umblător. Umblauați. Bun. Și atunci te gândești, bă băiatule, ce obligație am eu față de stat? Te gândești, dacă ai vreo obligație față de stat, ce ai? Cetățenii au obligații față de stat. Ar fi bine să ne gândim ce obligație are statul față de noi. În mod normal, ar trebui să fie win-win, sau cel puțin la paritate. Dragă statule român, băi, românul, am mers odată pe drumurile pe care ai zis că le asfaltez și mi-a rupt planetara. Ți-am trimis chitanța, trimitem banii. Dragă statule, am fost odată într-un spital și o trebuie să mă duc să-mi cumpăr pansament și medicamente. Ți-am trimis chitanța, trimite banii. Dragă statule român, băi, românule, așa? Mi-am dus copilul la școală, n-a avut manuale, am mers pe la toate librările, am cumpărat manuale, am cumpărat tot ce trebuie, ți-am trimis chitanța, trimitem banii. Până nu o să facem chestia asta, statul o să ne disprețuiască, pentru că statul român nu este un stat normal. El s-a născut debil. Da? S-a născut printr-o șmecherie. Hai să-l alege domn și acolo, domn și acolo. Norocul Napoleon al III-lea care a zis, lasă-mă în plata lor. Da? Probabil și Dumnezeu ăla care stă în al IX-lea, acel a zis, unde-s, mă, la cine? De ce mă deranjez, Sfinte Petre? Păi să vezi că i-au făcut nu știu ce țară. Ok, la ora asta, dă-le, mă, drumul, mă. Eu numai de la 7 lucrez. Era 5 dimineața. Înțelegi? Și așa, cumva, așa s-a născut statul român. Amintiți-vă de Cuza, care a încercat să facă reforme și a fost dat jos de monstruoasa coaliție, condusă de, ei bine, are statui, tată, are statui și al... Și arimează cu o chestie, ai de capul meu. Are statui, tot cu uie, domnul Brătianu, da, taxul. L-a dat jos. Ce ăsta vrea reformă? Pe noi, boierii, bă? Adică noi să muncim? Și să nu mai luăm bani de la ăștia, să nu ne mai îmbogățăm pe spinarea asta, jos, bă, cu Cuza, jos, da? Când a venit tovarășul Carol I, tovarășul Carol I s-a născut, s-a uitat aici la România și a zis, tu la aia, mamă, unde m-au trimis ăștia, ce dracu am făcut? Bă, n-aveți căi ferate, hai să facem căi ferate. Facem tovarășul Carol. Bine, bă, aducem firme, aducem tot, uite, experiența nemțească, neamțul e neamț. Facem cu neamțul, numai că o ieșit de vreo câteva ori mai scump la noi, pe un teren mult mai bun. Da? Cu aceleași utilaje, cu aceleași firme și cu salarii mai mici date muncitorilor. Pentru că boierul românos, ai de capul meu câți bani, atâta costă, astea, fiarele astea pe care merg, trinurile, da. Păi, dacă atâta costă, plus atâta pentru mine, plus mai am niște neamuri și mai am un nepot. Și o băga mâna până la cot, că rimează cu nepot. Ce bine, îmi pare că mai trebuie să dau rime de alea la statuie. Da, că e nasol. Lumea înțelege tot felul de chestiuni, dar eu când zic de rimă la statuie, eu zic de obicei de UE, Uniunea Europeană. Dați publicitate că mi-a gura pe înainte și și sudui după aia. Așa cum v-am mai spus, statul ne va goli buzunarele. Pur și simplu ne întoarce buzunarele pe dos. Despre bugetarii de lux, nici Dumnezeu n-are voie să vorbească. Dom'le, nu discutăm despre aia, sunt extratereștri. Nu vă atingeți de ei, de companiile de stat, de nepoți, de amante, de chestii de asta, de politica asta de canapei. Înțelegi? Mergi, faci de două ori așa cu fundulețul pe canapei, puf, în politică.
sau în compania de stat. Sunt o grămadă de exemple celebre, degeaba am scris doi în presă, suntem niște papagali, dar niciun procuror n-a avut curiozitatea să meargă să vadă, stai doamnă că nu mă uit la șliz, mă uit la dumneavoastră să vedem care e parcursul ăla, cariera, chestie, etc. Nu, nu se face problemă, nu e problema, nu. Nu e problema, România așa funcționează, înțelegi? Și întoarce buzunărașele pe dos. Și precum spuneam, Dumnezeu când se uită acolo își face cruce cu limba. Da? Adică numai în România poți avea chestii de genul ăsta. Fii atent aici. Viceprimarul din Sibiu și-a dat demisia. Ăla era de la PNL, Dumbravă. A semnat un acord de recunoaștere a faptelor în dosar de fraudă cu bani europeni. Adică, bă, recunosc, am vrut să fur. Dar urmează să fie directorul unei școli de lângă Sibiu. Adică, ok, bă, l-au prins pe fraierul ăsta, ce dracu face el? Pune-mă director. Pune-mă director, că acum, ok, nu putem să înțelege, adică nu pot să lași omul de, să moară de foame pentru că n-a putut fura. Pune-mă director acolo la o școală, cât are un director? 6-7 mii de lei. Dai, mai dai niște sporuri, acolo să ajungă. Stă și va spune tot timpul, domnule, am căzut de papagaliu, n-am vrut să fur, dar bă, vrei să mă duc mai departe în proces? Lasă-mă, domnule, bine că-s director, familia fericită, eu tot în PNL sunt pe acolo, dar la, nu mă mai angajez, eu ok. Cum zice că îl cheamă pe nepotul? A, ok, îl rezolvăm, da? Și te gândești că ăsta e liberalism? Bă, liberalilor, liberalilor. Păi eu știam că voi sunteți antreprenorii, că sunteți cu ăia care fac bani, nu cu ăia care așteaptă bani, director de școală, viceprimar. Știi? Se creează așa un fel de fenomen invers în România, ca schimbările climatice, știi? Cu cât zic ăștia că se încălzește, cu atât mi-e mai frig mie noaptea, în pat. Știi? Adică îi văd pe socialiști, ăia despre care știi că așteaptă bani de la stat, băi, au privatizat, au făcut, au tăiat fabrici, o, sunt mari antreprenori. Îi vezi pe liberali, care se angajează la stat, Doamne, de să lucrez la stat, să-mi vină pensia, să-mi vină salariul 25, să-mi vină tichete de vacanță, să-mi vină mielul de, bani de miel, bani de murături, bani de porc. Da? Totul e de porc. Înțelegi? M-au prins că am fraudă, bani europeni. Doamne, ok, zi, domn procuror, nu mai am nicio cale, nu mai am nicio cale de scăpare. Semnez, semnez. Ce facem cu el? Director, bă, pune-l, bă, director, bă. Mai departe. Newsweek. Austeritate de ochii lumii. Guvernul menține șpaga electorală de 27 de miliarde de lei dată anual bugetarilor. 27 de miliarde de lei pleacă la bugetărime. La bugetărime ca să crească nasul mare. Eu când zic nasul, m-am gândit la altceva. Ok? Guvernul a anunțat măsuri de austeritate prin creșterea taxelor și blocarea unor posturi în aparatul de stat ca să reducă deficitul. Nu se atinge de sporurile de 27 de miliarde de lei pe care le acordă în fiecare an celor 1,2 milioane de bugetare. Newsweek România a scris în repetate rânduri că e vorba despre o șpagă electorală mascată dată din bani publici, deoarece aceste sporuri nu se pot justifica. Vă amintiți de sporul de hemoroiz că stătea săracul ăla și nu avea colăcelul. Bun, ca să vedeți. Cel mai mare spor pentru condiții vătămătoare pe care le iau un angajat la stat este cel al secretarului general al Senatului. 3.000 de lei pe lună, la care se adaugă un salariu de 20.000. Nu știm. Îi dăm 3.000 de lei pe lună pentru spor, doar pentru că vine la serviciu. Un secretar din Ministerul Educației ia 2.100 lei spor pentru condiții vătămătoare, deși stă la birou și muncește din fața computerului. Un director general ia spor pentru condiții vătămătoare de muncă de 1.500 de lei la un salariu de între 13.000 și 18.000 de lei. Da? Ai venit la serviciu, te-ai pus la calculator și statul sare. Aoleo, vătămare, vătămare, aoleo, dă-i bani. Dă-i bani să nu mai fie așa de vătămat la cap. Dar statul este vătămat la cap, dai așa un șut în gură statului român. Evident, o metaforă, pentru că statul n-are gură, deși eu șuturi aș avea. Bun, mai departe. Judecătorii Căcărăului, CCR-ul ăla care face praf tot în România, încasează pe lângă salariile generoase de 6.000 de euro pe lună sporuri pentru boli inventate pentru că se simt extrem de extenuați și ca să nu divulge secretele meseriei. După plecarea lui Dorneanu din fruntea Căcărău, sporurile s-au menținut. Și aici stăm un pic. Îi dai 6.000 de euro pe lună și după aia mai dai un spor ca să nu divulge secretele meseriei. Nu, îi dai 3.000 de euro pe lună și dacă divulgă secretele meseriei, 10 ani de pușcărie, tată, și-a rezolvat problema. Judecătorii Căcărăului au 110.000 de lei pe lună din 4 sporuri, deci pe lângă salariul.
spor de praf, spor de nervi, că ăștia-s nervoși cu nervii la cap, spor de exclusivitate și spor de doctorat. Deci pe lângă aia 6.000, mai luăm niște bănuți așa, că vezi, doamne, suntem foarte stresați. Magistrații care au făcut grevă pentru pensiile speciale iau 8.000 de lei spor pe lună. Magistrații care intră în grevă, spor de 8.000 de lei pe lună, salariul 28.000 de lei, miza pensiile speciale. Mai este ceva. Ia să mai vedem ce mai este. Zice foarte bine Vlad Petreanu. Tăieri de cheltuieli publice pe lux și îmbuibare? Nu. Tăieri de sporuri nesimțite? Nu. Tăieri de pensii speciale? Nu. Reduceri de posturi, desfințări de structuri, comasări și comprimări la stat, unde zeci de mii de sinecuriși căpușează fonduri publice? Nu. În schimb, sugrumarea antreprenorilor cu taxe și impozite, care a rămas să scoată peste noapte de până la 5 ori mai mulți bani din conturile IMM-urilor care încă supraviețuiesc? Da. Guvernul PSD-PNL îngroapă economia reală și foarte firava clasă de mijloc din această țară, dar refuză cu îndârjire să taie din propriile privilegii. Cum se cheamă această procedură sinucigașă, băi, guvernanților? Și atunci te întrebi, bă, băieți, ne-ați fraierit. Ok, ne-ați fraierit. Da? De partea alaltă sau uriștii. Ăia sunt mai gogonați decât voi. Și atunci te întreb, bă, să nu pleci din țara asta? Păi eu am fost cel mai mare mincinos, bă. Uite, mâine o să începe emisiunea despre cum mi-a mințit copiii, bă. Mi-a mințit cum ca un jeg ordinar copiii. Le tot spunea, merită să stai în România, să vezi că se schimbă. La dracu! Trebuia să mă uit mai atent în istorie și trebuia să vezi, bă, România n-a fost niciodată altfel. Înțelegi? Niciodată n-a fost altfel. Adică te gândești la cât de cât... nu știu, ceva normal, ceva să meargă spre normalitate. Nici gând, nici gând. Știi când o zis Ciolacu, vorbe, nu fapte? Băi, eu n-am vrut să comentez chestia asta, că am zis, băi, eu greșit omul, acum și eu mai greșesc, mai zic prostii. Dar de fapt nu o greșit, băi. De fapt am imat greșeala ca să credem că e o greșeală. De fapt n-a fost o greșeală. Da? Vorbe, nu fapte? Se făcu totul, băi. Domnul Ciolacu, sunteți un actor incredibil. Ați fi putut fi un fel de Nicu Constantin al politicii românești. Un Ștefan Mihăilescu Brăila. Un Birlic ați fi putut fi. Dar cred că e depășit pe ăștia așa, lejer. Poate că totuși nu vă apropiați de Beligan, dar în rest sunteți acolo sus. Ne-ați prostit pe toți. Ce să faci? Bine, nici noi n-am fost foarte deștepți. La 2,1% din PIB pentru școală, cum dracu să fim deștepți? Suntem proști, ușor de prostit. Și mi se pare corect să fie așa, pentru că în România școala a fost întotdeauna, lasă, bă, ce școală vrei să te faci popă? Așa ziceau ăștia. Bine, mulți dintre popi sau cei mai mulți erau analfabeți, dar era chestia că purtai o haină neagră și plecau babele să-ți pupe ghiulăul prin sat. Ghiulăul, bă, de la ghiul, nu la... Înțelegi? Bun. Ia, hai să vedem. Hai să vedem niște mesaje. Mituță, Alin, vorbe nu fapte. Două exemple despre cum tăierea cheltuielor bugetare sunt doar vorbe în vânt, iar singurul lucru cer este creșterea impozitelor și taxelor pentru clasa de mijloc. Reducerea numărului de secretari de stat cu 20%. Sunt de fapt locurile eliberate de UDMR. Nu se reduce nimic în realitate. Tăierea celor 200.000 de posturi neocupate din administrație. Păi dacă nu sunt ocupate, nu produc cheltuieli, deci nu se reduce nimic în realitate. Totul e retorică PSD-stopeneristă, ca să nu spună că doar pun taxe în plus pe oamenii care muncesc. Băieți, eu zic că ne apropiem de un final apoteotic. Țara asta va da cu fundul de pământ, cum a mai dat de multe ori, dar în manualele de istorie se va scrie despre faptele glorioase ale înaintașilor noștri. Ciolacu va fi Ciolacu cel blând, Ciucă va fi Nicu cel tăcut, Câțu cel bețâv, au fost în America, așa, cine mai a fost? Orban. Orban cel cântăcios. Cine mai a fost, mă? Nici nu mai știu cine a fost prim-ministru. A, Nelu Văcăroiu, prietenul soldaților. Ăia ce că beau săniuță. Petre, bă, lasă pe Petre Roma, ăla era amicul dinozaurilor. Bun. Adi Hădean are un mesaj foarte fain. O să sfârșim cu toții angajați.
ne mai vrea cineva, sau imigranți. Statul român nu știe să țină vaca vie, o vrea și mâncată și în graș, dar să mai dea și lapte. Doar că asta nu se mai poate. Ne frige mațele, băieți. De 12 ani încercând să construim ceva durabil și sustenabil și dacă am reușit ceva, am reușit nu pentru că ne-a ajutat statul, ci în ciuda mediului ostil pentru antreprenoriat. Am reușit muncind 14-16 ore pe zi, dar reușita asta e în realitate un echilibru fragil pe care îl menținem jonglând cu facturile, creditele și taxele. Câteva sute de mii de antreprenori mici țin niște milioane de locuri de muncă în sectorul privat, ba mai țin în spate și un număr semnificativ de locuri de muncă din sectorul public. De unde stau eu, se vede că nu există cale mai sigură spre falimentul unei țări decât să te împrumuți. Și atenție, 123 de miliarde de lei a luat statul împrumut de la începutul anului, să te împrumuți în timp ce îi strângi de gât pe cei care plătesc ratele la împrumuturile făcute de tine. Și o să zici, domnule, păi ce să facem, e greu în țara asta, trebuie să construim capitalismul. Băieți, nu construiți niciun capitalism, nu mai fiți fraier. Da, n-ai cum să construiești capitalismul cu foști securiști și cu foști comuniști. Și o să-mi spună nu știu care, domnule, acum iartă ei, e o istorie uitată. Zâsă mortul. Ia să vedem noi aici. Press Hub. Da? La un moment dat s-a discutat. În 2020, indiscret în Oltenia, asta e un ziar, relata că după ce an la rând primarul din Băile Govora a susținut că deconspirarea lui ca agent al securității comuniste este o elucubrație, soția sa a explicat cum au stat lucrurile atunci când i s-a explicat că soțul său nu are căderea morală să candideze din nou, fiindcă a făcut poliție politică. Și a zis nevasta, și ce dacă a făcut? Era învățător, avea salariu mic. Scurt? Scurt. Și, ca să vedeți, a intrat într-o încrengătură cu fiul său, care e președinte tribunal, Vâlcea, o luat-o pe una, e o tot tentativă de mituire, amenințări, șantaj, etc., zice femeia, dar important e altceva. Da, fiul ăstuia, da, prezent președintele tribunalului din Vâlcea, de astfel, fostul ăsta securistul este, conform declarației de avere, fericitul posesor a 18 terenuri și 8 case în Băile Govora, multe intrate în posesia sa în 2021 și 2023, iar fiul său, evident, președinte al tribunalului Vâlcea, 8 case, 18 terenuri, pentru că din salariul de primar îți cumperi cam o casă la 2 luni, asta dacă nu investești într-un meleu de la de 100.000 de euro, mă gândesc eu. Da? Așa că nu mai avem pretenția la capitalism, știi? Iliescu până la urmă a avut dreptate. Lasă-mă, bă, cu capitalismul, noi avem perestroica. Eu vreau să fiu un fel de Gorbaciov de cartier. Da, de asta mai românesc, așa, mai de la țară. A și semnat în 1991 pactul cu RSS-ul, prin care a spus foarte clar, să știți, dragă ăia de la Kremlin, că dacă spune cineva să intrăm în Uniunea Europeană sau în NATO, noi prima dată vă sunăm pe voi să vedeți dacă sunteți de acord. Nu facem prostii, o să a făcut tovarășul Iliescu. Ne mirăm de ăștia. La un moment dat erau peste 2100 de foști securiști în structurile statului, în structurile politice. Da, consilieri, secretari de stat, în ministere, plin. Eu mi-amintesc, la un moment dat, veneam spre București cu o delegație de la Comisia Europeană. Da, aranjez acolo să meargă, să vadă, să vorbească la Ministerul Justiției, era raportor pentru România, dar nu din partea României, din partea unora din Parlamentul European. Da, grupul ăla, Vertale. Ok. Și era discuția, da, gata, am demilitarizat justiția, ne facem europeni, ne nodăm aorta și de acum încolo, zice, tatăl nostru la fiecare 3 cuvinte. Bun. Și vin mai repede în țară să văd, să le spun la aia, bă, vin aia, să nu vă faceți de rahat, nu cumva să râgâiți la masă, să vă faceți biluțe nas, să nu vă scobiți în ureche, fiți și voi civilizați dracului, că intrăm în Europa. Da? Și sun la Ministerul Justiției, bună ziua, eu săla, știți, avem întâlnire, conferință de presă, inclusiv Emil Constantinescu trebuia să participe, a și participat acolo, vă povestesc eu după aia, ok, totuși a fost președinte, încerca să ați demilitarizat în sfârșit, vă veți întâlni cu XYZ, președinta, mă rog, erau mai mulți. Și nu mă aud o mândră de acolo, da, imediat, domnul colonel, vă caută cineva. Adică știi cum am demilitarizat noi? L-am scos pe colonelul ăla la pensie și am zis, de acum ești civil, hai în Ministerul Justiției.
Și eu m-am mers în Ministerul Justiției, proaspăt pensionat, proaspăt angajat, și de acolo nu mai era militarizată justiția. Înțelegi? Cam asta am făcut noi. Am mers pe ideea, mă zic ca ei și fă ca tine. I-am păcălit și pe europeni, mă. Am mers acolo cu coada între picioare, i-am dus tot felul de dârla călușari, tot felul de pile de alea care să arate bine, să ia ochii. Ăștia erau așa, mai la andropauză, când vedeau cu o strămândă de la noi, așa făceau. Înțelegi? Mai ales dacă era, știi că iile românești, astea moderne, nu mai sunt iile alea legate la cap, la gât cu niște florice. Nu! Astea au decolteu, tată, până la buric. Înțelegi? Când făceau alea de două ori așa, păi săreau sfârcurile ca bătaia peștelui. Și săracii la andropauză, europenii stăteau după ele și bastonul era pe undeva pe la bec. Bastonul, că mergeam un baston, înțelegi? Și dacă era cu cadru, mergea cu cadru așa. Adică discutăm despre ce? I-am păcălit, i-am fraierit. Înțelegi? La un moment dat, la Strasburg, se făcea poză de grup, că dacă nu ne-au primit în 2004, cum ne-au primit pe aia, alți noi bulgarii eram vai de capul nostru, da? Ne-au promis, hai mă că vă promit, hai, ok, dacă vă faceți lecțiile, vă despăducheți un pic, vă scoateți cama din buric, vă primim în Uniunea Europeană. Da, și eram la Strasburg, era cu José Luis, mi se pare, era secretarul general. Și noi mergeam la pizza, ne mai uitam, no, ne uitam și noi. Înțelegi, una alta și mai da poză de grup, da? Acolo, lângă parlamentul ăla din Strasburg, care așa mai rotunjor, mai cu nu știu ce, acolo un cupic de apă și noi trecem ca doi veniți de la pizza și de la o bere și intrăm fără să vrem în cadru, trebuie să ne punem jos în spate și la un moment dat eu m-am albit. Și zice José Luis către mine, bă, ce ai? Bă, zic, dracu, lacu, las că să explic, nu știu ce. Bă, dar ți-a fost rău de la pizza, că ne întoarcem acolo, să facem scandal. Nu, mă, nu, stai, mă, că ospătăriță a fost bună cu noi, foarte bună, albă și lăptoasă și de vreme acasă. De fapt, eu ce aud? De ce m-am albit? Erau ăștia acolo puși, tătă pleiada asta de semideputați și semisenatori români, da? Și zice unul, s-a uitat așa și acolo, numai clădire de oțel și sticlă, și se unul, zice unul către altul, bă, tată, bă, câta termopane, bă, îți dai seama ce licitație a fost aici, bă. Deci pe ăla tal a dus capul să gândească, mamă, cine a câștigat licitația, ce manevră s-a făcut. Și povestesc într-un final lui José Luis, da, mă, uite, asta, zice, da, ok, normal, s-a făcut prin licitație, într-adevăr, sunt termopane, mă rog, i-am explicat ce înseamnă termopane, că la ei nu se folosesc. Dar care baiul? Deci ăla vorbea o limbă, eu vorbeam o limbă, aceeași limbă, dar el nu înțelegea semantica. Da, e ok, și până i-am explicat că știi că la noi face, bă, tată, și la noi s-a făcut de-astea prin anii 60-70, dar voi încă mai aveți prostii de-astea și nu intră lumea la pușcărie pentru asta. Nu intră, tată, cum să intre la pușcărie pentru asta? Din potrivă, intră pe lista de partid și probabil pe mulți pe care ai văzut acolo că stăteau la poză zâmbind așa cu dantura lor din care mai lipsea câte un canin, așa, oricum era nespălată la mulți, mulți de acolo așa au ajuns în politică. Ăla săracul nu înțelegea de ce s-a mirat ăla, da? Deci de ce ne mirăm noi că facem praf capitalismul? Că noi, de fapt, nu suntem capitaliști. Noi n-am fost decât niște comuniști și apoi semicomuniști. De la semicomunism până la semicapitalist e așa un fel de apă călduță. Nici de duș nu-i bună, nici de băut nu-i bună. Asta știm să facem, băieți. Atâta se poate în istoria României. Da? Păi, domnule, păi cum să nu fie securist? Cum să nu trădeze? Avea salarul mic. Avea salarul mic. Era învățător. După aia, crezi că lumea n-a știut? A știut. L-a ales primar. Crezi că lumea nu știe care super avere? Îl alege iarăși. De ce? Lasă, bă, terminați cu securiștii, că așa a fost. Da, trebuie să se descurce și omul. Nu se pune niciodată problema onestității publice în România. V-am povestit despre prefectul de Bazargic, când era la noi cadrilaterul. Da? Bazargic era acolo, în cadrilater, astăzi în Bulgaria. Prefectul de Bazargic, român de-a nostru, da, care au vândut în câteva zile 3 locuri de deputat cu 600.000 de lei. Da, l-au prins, a făcut o conferință de presă și au zis foarte clar, păi domnule, dar ce vreați? Să mor de foame? Am trecut de la partidul ăsta la partidul ăsta. Trebuia să mă descurc cumva, am familie de hrănit. Crezi că s-a întâmplat ceva? Absolut nimic.
ăsta, generalul Iliescu ăla care a făcut marea rușine națională cu bătălia de la Turtucaia, de care nici un manual nu povestește pentru că este atât de jenantă, ne-o bătut ăia de acolo, numai șuturi în fund unii odat, comerț românii repede, țanțoș în erecții matinale să cucerească Bulgaria. Și-am luat o bătaie de aia scruntă. Da, din cauza lui, îl chema iarăși Iliescu, ăsta e un blestem probabil pentru poporul român. Știi ce-a fost după aia? Vinovat de vinovat, l-a făcut terci presa. A fost extras din ministrer, că era ministrul apărării, ministrul de război, și l-au trimis cumva atașat militar la Berlin. Că îl dureau oasele, la Berlin era civilizație, bă, dar ce să facem? Exact ca și cu ăsta, da? Ăla de la Sibiu, viceprimar. Da, domnule, am vrut și eu să bag mâna un pic acolo. Hai, băi, semnez acolo de recunoaștere, semnez. Director de școală, tată, ăsta la alt, securist. Da, domnule, primar, m-au ales oamenii. Sunt un om bun, am o meclă blajină. Ceva în genul ăsta se întâmplă și cu domnul Ciucă, se întâmplă și cu domnul Ciolacu. Amândoi cu meclă blajină, stau acolo, când vorbesc ei, parcă-ți dau lacrimile la televizor, parcă vorbesc doi asistați. Înțelegi? Așa, parcă cer ceva. Domnule, să plătească și statul de acum acolo, nu privatul. Pentru că Ciolacu cred că nici nu-ți dă seama de problema lui cu semantica. El are impresia că, sau mă, poate chiar crede. El crede că dacă renunță la niște posturi neocupate, adică nu la niște oameni, la niște posturi, el face reformă. El mai crede că dacă oricum dă afară niște consilieri, și oricum cred că erau pe listă de dat afară, că doar trebuie să intre alții, nu numai ăla are nepot, că doar are și ăla la nepot. Da? Face reformă. Și în rest când e vorba să ia bani. Oh, dar nu se iau de la companiile de stat, mă, că le-a pe pierdere săracele. Regalea-s ca viceprimarul din Sibiu, bă. Ca securistul ăla din Govora. Iau de la privați. Că ăștia nu comentează, bă. Și dacă comentează, le trimit fiscul peste ei. Și dacă comentează și mai mult, îl scot acum de la naftalină pe ăsta pe care nu-l mai las apară la televizor, decât nu l-ați mai văzut pe Căciul la televizor. Fostul ministru de finanțe. Băi, din momentul în care a greșit bugetul, l-au ascuns. La nicio televiziune n-a mai fost. Înțelegeți? Îl trimit pe ăsta la tată și vă trimit fiscul și vă rad. Dar v-am spus, avem o singură soluție. Da? Plecarea. Vindem, punem niște chiloți curați, niște tricouri curate, luăm copchii, luăm nevasta, bănuță pe card, deschidem conturi dincolo și am plecat. Pentru că plecat rimează cu... Cu ce rimează plecat? Țară de plecat. Cu ce rimează plecat? Țară de... Hai să plecăm odată că-i bai.